TPL vă recomandă Signal și Rancona. Doamnelor și domnilor, am revenit în direct aici la Agricultura, la Raport. Le mulțumesc tuturor celor care urmăresc emisiunea noastră, fie la televizor, fie o fac pe aplicația descărcată gratuit pe telefoanele mobile. Mai nou ne puteți vedea în timp real și pe pagina de Facebook a postului nostru AgroTV. De asemenea, vă reamintesc modalitățile de a comunica cu mine, dar mai ales cu oaspeții mei. Dacă sunați la 031 405 2800, puteți intra în dialog cu cei aflați aici în studio. Iar dacă nu aveți această posibilitate, ne trimiteți mesajele, întrebările pe pagine de Facebook AgroTV minus Agricultura la Raport sau AgroTV. Înțeleg de la colegii mei că avem un telespectator care este pe fir și așteaptă să dialogueze cu invitații. Bună seara! Bună seara! Din Chiariță, din Satul Mare. Da. Uitați, avem aici în studio pe doamna Gabriela Fechete, consultant pe fonduri europene, chiar din Satul Mare. În legătură cu ceva proiect m-ar interesa la animale. Spuneți! Păi am 10 pulapte și m-ar interesa ceva proiect dacă s-ar putea face. Câte animale sau ce animale aveți? Vaci cu lapte. Vaci cu lapte. Și câte? 10 bucăți. 10 bucăți aveți. Aveți și terenuri? Aveți terenuri agricole cumva? Pășune? Avem și pășune, că suntem în altă asociație. Avem o asociație și am și terenul meu. Și în arend, și al meu. Și pășunea este în arende sau este în arende, este în proprietatea dumneavoastră sau în asociație? Păi suntem într-o asociație și vreau să întreb exact și cu asociația asta că avem animale și noi nu vedem niciun bani din subvenție, nu vedem ce să face cu banii de la APE. Și ați dori acum să depuneți pe tânărul fermier sau doriți pentru asociație? Păi nu, eu aș merge pe tânărul fermier dacă s-ar putea. Ce vârstă aveți? 49 de ani. Împliniți? Da. Da, ați întârziat deja cu tânărul fermier, deci dacă ați împlinit 41 de ani, nu mai aveți, nu avem cum acum. Eventual, în programarea următoare, 2021-2027. Da. Deci acum, dumneavoastră, multe posibilități nu prea aveți, dar posibil, anul viitor, dacă vor mai fi fonduri, așteptăm. Deci poate așa prin noiembrie vom ști mai multe știri și eventual să ne contactați. Ce vreau să vă întreb? În legătură cu pășunile astea, cu subvențiile. Ce anume? Care e întrebarea? Păi noi suntem băgați în asociație, nu se știe ce se face cu banii, nu se face nimica, nu spune la nimeni nimica. Eu sunt animale și ei, cine e șeful asociației, nu face nimic cu bani, nu știu ce face, nici ce trebuie nu face. Poate ar trebui să vă mai consultați cu ei, ar trebui să luați legătura, să vă mai întâlniți de când în când, să mai faceți. La ședință întâlniri și poate ar trebui... I-ați întrebat pe cei care conduc asociațiile? Păi am întrebat și de ce se să facă, de ce să nu beneficieze de banii de subvenție dacă intră pe teren. Nu sunt neapărat ai dumneavoastră. Asociația are și ea niște anumite lucrări de întreținere a pajiștilor permanente și așa mai departe, o administrare. Ce să fac cu banii? Dar asta vă faceți la în Consiliul de Administrație acolo, aveți posibilitatea de face ședințe ordinare, extraordinare și așa mai departe și aveți drepturi de... audit până la urmă. Vedeți ce s-a făcut cu banul respectiv, cu ce au făcut cu banii respectivi. Păi de atâta ani de când s-a făcut asociația, s-a făcut un soprom pe legalism. Deci, încoate vă explic drepturile dumneavoastră, știți, asociație cooperativă, grup asemnat, de producători, da, asemnat, dar ați intrat în asociație. Aveți la îndemână votul, ca și la atunci când alegem primarul sau partea politică. Și cereți o adunare ordinară sau extraordinară a asociației, faceți cu raportul Comisiei de Cenzori. Dacă nu sunteți mulțumiți de raportul Comisiei de Cenzori și de discuțiile pe care le purtați, cum v-a sugerat domnul Ghinea, faceți un audit,
și veți vedea unde și cum s-au cheltuit banii și dacă nu sunteți mulțumiți sau vedeți că lucrurile nu au mers așa cum trebuie, puteți schimba oricând conducerea. Toată lumea are un drept de vot acolo. Trebuie să înțeleagă cei care sunt președinți de asociații, de cooperative și așa mai departe, că nu sunt puși pe viață acolo și că dacă este președinte, el deține adevărul absolut. Asta este democrația, să zicem, anilor 2020 sau o democrație normală, domnul Ghinea, adică fiecare au drepturi egale. Prin vot, dumneavoastră, puteți să puneți o altă conducere, să cereți, ceea ce vi se pare că nu este normal și atunci lucrurile... Nu cheamă pe nimeni la o ședință să întrebe ce putem să facem față din capul lor. Da, bun, haideți că nu avem posibilitatea să rezolvăm noi speța asta. V-am explicat atât de bine cât ne-am priceput cum ar trebui să procedați. Mergeți către șeful acestei asociații, către conducerea respectivă și cereți-le să vă arate un bilanț contabil. Domnule, ce ai făcut cu sumele respective pe care le-ai încasat? Unde au mers? În ce direcție? Și vedeți către ce s-au dus, către salarii și așa mai departe. Că noi de aici nu știu ce putem face în clipa de față. Nu putem da dreptate unora sau altora, necunoscând, știți cum e, pozițiile tuturor părților. Mulțumim pentru telefon. Sănătate, seară bună. Haideți să continuăm să le răspundem celor care ne scriu pe pagina de Facebook AgroTV-Agricultura la raport. Gabriela Maria Neagoie. Pentru un proiect pe măsura 6.3 care a fost declarat eligibil, dar nefinanțabil, ce se poate face? Se poate depune din nou în sesiunea viitoare? Ar putea să redepună cu siguranță în sesiunea viitoare. Așteptăm să se deschide sesiunea viitoare și dar trebuie redepusă și în condițiile care vor fi în perioada următoare. Încă nu se știu, nu se cunosc condițiile din perioada următoare, atunci telespectatorul nostru, doamna Neagoie, ar trebui să aibă un pic de răbdare, să se documenteze și în condițiile date să știe precis ce trebuie făcut. Andrei Leonardo, dacă încă nu a apărut ghidul solicitantului pentru 6.1, există posibilitatea să lanseze măsura în 15 iulie? Ghidul consultativ a apărut deja pe 6.1, deci așteptăm să deschidă sau să se lanseze ghidul final al procedurii. Și atunci avem 10 zile la dispoziție ca să... Așa cum spunea doamna mai devreme și a fost elegantă, se pare că nu o să fie 15 iulie, undeva către finalul lunii iulie, deci este un termen de minim 10 zile când ghidul solicitantului în forma finală trebuie să stea pe site-ul AFIR. Alex Albei. Bună seara, mă numesc Alex Albei, sunt student în anul întâi la Facultatea de Agronomie, specializare agricultură la Universitatea din Timișoara și aș dori să accesez fondul pentru înființarea unei livezi cu mere și procesare sau legumicultură protejată. Am în proprietate un hectar și lângă acest hectar am posibilitatea să iau încă 3-4 hectare în arendă. Ce sumă se poate accesa, ce documentație și când se poate accesa? În momentul de față este cultură de grâu. Este cultivat cu grâu, probabil. Da. Ce îi spunem domnului Alex Albei pe acest subiect? Da. Deci dacă are cultură de grâu și mai are posibilitate, cum am înțeles, să mai ia în arendă, ar fi bine să știm dacă are posibilitate acum, în momentul de față, ar fi bine legume, mai ales la Apia, deja terenurile sunt înregistrate și culturile multe nu mai are posibilitate să schimbe, deci ar fi bine să preia legumicultură sau dacă are posibilitate de achiziționa animale de preluat, nu știu dacă are, dar de achiziționat, atunci ar avea șanse pe zootehnic sau pe legumicultură. Pe lângă cele două exploatații care tot spuneam că pentru punctaj maxim. Studiile domnului, deci primește un punctaj minim pentru studiile respective, nu primește punctaj maxim pentru a trebui să aibă studii absolvite. Absolvite, corect. Da. Și ar fi bine să facă un PFA sau un SRL cât mai repede, dacă dorește acum măsura 6.1 pe tânărul fermier. Deci 40.000, minim 40.000 de euro ar putea accesa. Am înțeles întrebarea. Pe măsura de instalare,
eu aș mai veni și cu altă propunere, să zicem, să vedem dacă o să cădem de acord. Dacă tot este anul 1 sau 2, am înțeles, având anul această întâi. Perioadă da. De tranziție, 2021-2022, 2023 cu siguranță se vor redeschide noile finanțări, atunci cred că ar termina și facultatea. Pentru tinerii fermieri, ce știi la această dată, că suma ar fi mult mai substanțială, în jur de 100.000 de euro, și cred că atunci... Șanse mai mari ar avea cu studiile pe care le are. Cu studiile care le are. Atunci, așa cum spunea și colega, deci având și statutul de student cu studii finalizate, are și o diplomă și atunci punctajul, oricum, punctaj mai mare ca studiile superioare, nu poate să primească nimeni. Deci e pe drumul cel bun. Plus că ideea pe care le-au redus ori pomicultură, ori partea de legume în spații protejate, este destul de ok. Mai acumulează și cunoștințe, mai învață ceva, va fi un inginer horticol sau un inginer agricol tânăr care vrea să facă propria afacere. Deci, foarte bine. Și pleacă la drum cu 100.000 de euro. Da, să dea Dumnezeu să Programarea următoare, da. Asta. Bun, haideți să luăm noi 10 secunde de publicitate și apoi o să continuăm să dăm curs întrebărilor venite pe pagina de Facebook AgroTV-Agricultura la raport și, bineînțeles, și pe cealaltă pagină de Facebook AgroTV, pagina postului nostru de televiziune. Creștem împreună, cantitate și calitate fără stres, aplicând produsele naturale AgriTechno pentru cultura ta. Alegi biostimulatorii din gama AgriTechno, alegi performanța. Am revenit în direct aici la Agricultura la raport, alături de doamna Gabriela Fechete și Ion Păunel, consultanți pe fonduri europene. Dumnealor sunt din două zone diferite, din zona Satului Mare, respectiv zona Olteniei. Sorin, 26 de ani, ne salută, ne spune că urmărește AgroTV, îi mulțumim domnului Sorin, este din Constanța, lucrează 300 de hectare, dintre care 100 le voi lucra ecologic. Mă gândesc să fac un proiect pentru vaci de carne, iar ulterior un restaurant ecologic. Se poate face un circuit închis din aceste trei activități? Pot face un singur proiect care să le includă pe toate trei? E întrebarea domnului Sorin, ce îi răspundeți? Am lăsat-o pe colega, pentru că desu cred că ar putea să mergi către o agropensiune, ceva. Dați-i da. O idee acolo, care eu zic că s-ar plia. Deci s-ar încadra, deci în momentul de față, măsura pentru domnul respectiv nu cred că este deschisă, dar s-ar încadra pe toate de vaci de lapte, pe 4-1, pe măsura 4-1. Mă gândesc că are și o vârstă sub 41 de ani, ar avea 26 de ani. Deci, da, ar avea un punctaj mult mai mare și un aport mai mic, fiindcă are calitate de tânăr fermier. Și, deci, dacă mergem doar pe partea de procesare și pe partea de creștere animalelor, am putea doar pe 4-1, sau, dacă pe restaurant, eu aș le-a sugera și pe 6-4 sau pe 6-2, ce am discutat mai înainte, sau pentru dotare, poate ar avea și alte posibilități acum în perioada următoare. Deci, cum ar veni și Startup Nation-ul cu 40.000 de euro care ar putea, mai sunt subvenții tot așa pentru dotări, dar nu știm condițiile, dar în principiu pentru dacă are posibilitatea de a construi, atunci ar putea de dota. Deci... Și vă spuneam mai devreme, că acum mi-am să amintești cum se numește programul, granturile acelea de 200.000 de euro pentru IMM-uri și așa mai departe, antreprenorial rural se va numi, și finanțarea pe acest program va fi de aproape 200 de milioane de euro pentru cu granturi de până la 200.000 de euro pentru IMM-uri din agricultură. Deci are mai multe șanse tânărul fermier și toți telespectatorii noștri și, de ce nu, și toți ascultătorii și cei care ne urmăresc pe pagina de Facebook și din afară. Am avut de foarte multe ori foarte mulți privitori, mesaje și așa mai departe. Și alternative. Și alternative. Deci le putem afla de aici și poate, cine știe. Idei, da. Relansăm această agricultură românească, spunea domnul Ghinea, pentru că este nevoie. Doamne ajută așa să fie. Înțeleg de la colegii mei că avem un alt telespectator care așteaptă la telefon. Bună seara! Alo? Alo? Bună seara! Bună seara! Ce panel sunt? De unde ne sunați? În comuna Neva, satul Rimașului, deja l-ați trezit satul. Și a zis că să rămân
pe lângă telefon. Da, spuneți, vă ascultăm. Da. Bună seara. Bună seara. Vă salut, domnul Ghinea. Vă și salut, Paion sunt. Da. Comuna Nea, satul Rigman, județul Mureș. Da. Ziceți. Da. Da, da. Da. Vă salut, domnul Ghinea. Bună seara. Vă salut pe dumneavoastră și pentru invitație voastră. Da, spuneți. Auziți? Da, da, vă ascultăm. Auziți? Spuneți întrebările. Am o întrebare. Băiatul meu a făcut un proiect cu 6-1. Așa. În 2018, 5 iunie. Da. Auziți? Da, da. Da? Și atunci i-am cumpărat 10 vaci. 10 vaci de carne și un încărcător frontală pentru tractor și o cupă pentru curățirea gunoiului și un gard electric de 8 joule. Deja asta e gata, totul e în regulă. Am făcut un adăpost pentru animale, știți, 10 sau 15 animale, că acum este 15. Și pe lângă asta vreau să fac un platform pentru gunoi. Stăm pe marginea satului și grădina unde este ferma mică este 95 de ari. No. Și am vrut să fac legal, am cerut certificat de urbanism de la județul Mureș, de primăria Mureș, că aparținem acolo. Și am primit un răspuns că numai 500 de metri de ultima casă. Da, e un ordin al Ministerului Sănătății. Da. 119. Ce putem să facem asta? Cu asta. N-am înțeles, n-am înțeles ce a spus ultima dată. Asta că vreau să fac un... Asta am un înțeles. Un platform pentru gunoi. Știți? Auziți? Da, 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 vă aud. Și am cerut... Am certificat de urbanism. Asta am înțeles și v-au spus, aveți 500 de metri de ultima casă. Numai 500 de metri de ultima casă. Nu. Da. Da, cred că dumneavoastră vrea să întrebați ce soluție ați avea sau ce ați putea face. Din păcate, acesta este acest ordin pe care vi l-a spus de la Ministerul Sănătății domnul Ghinea. Nu vă ascund că de 3-4 ani de zile, atât organizația mea și alte organizații și mai mulți reprezentanți ai fermierilor, am încercat să purtăm discuții la minister. Nu. Și încercăm să modificăm acest ordin dacă se poate. Sperăm că vom reuși. Da. De această dată. Să știți că nu sunteți singurul sau singular în această... În momentul de față nu prea aveți altă posibilitate. Dacă faceți platforma la o distanță de minim 600 de metri de la ultima casă. Deci trebuie să respectați legislația națională în vigoare. Că se va modifica, vom vedea. Alo? Ne auziți? Da, cred că s-a întrerupt, probabil că s-a pierdut legătura telefonică, ăsta e motivul pentru care nu l-auzeam foarte bine pe telespectatorul nostru. Da, din păcate asta e legislația, că suntem, nu suntem de acord cu ce au scris legiuitorii acolo, trebuie să ne... Nimeni nu riscă și... Nimeni nu riscă, dar acum... Nu v-a spus că dumneavoastră de multe ori în emisiune și noi am mai fost și la alte întâlniri la minister. Am încercat să facem. Știu. La momentan, asta este. Sperăm ca din aceste semnale, până la urmă, reprezentantul Ministerului Agriculturii, ai Ministerul Sănătății, să găsească o formulă și pentru acest tip de ferme și de fermieri. Da, asta e soluția. Din păcate, știți cum e. De multe ori aceste decizii pot părea aberante, poate unele chiar sunt, dar le luăm ca atare și trebuie să le respectăm. Asta e legea. Ne supunem. Diana Cristina Cazacu din Dâmbovița. Pentru 50.000 de euro la 6-1, ce suprafață trebuie cultivată cu legume, vă întreabă? Cu legume, la un calcul sumar, cred că peste 5 hectare.
poate mă ajută colega și spune, cred că am 6400 de... Da, deci cam 4 hectare, da? Aproximativ 4 hectare. 4 hectare spre 5, deci minim 4 hectare de legume în câmp. Asta e suprafața de la care putem... Dacă vorbim doar de legume. Dacă vorbim doar de legume. Iar pentru 40.000, minim 2 hectare. Mihai Paraschiv. Am împreună cu tatăl meu o crescătorie cu porci și vreau și eu fonduri europene de a mă dezvolta, să fac o fermă mai mare. Ce documente trebuie și când trebuie să le depun? Da. Vorbind de exploatație zootehnică, sunt lucruri puțin mai complexe, așa cum este spus de mai devreme. În primul și în primul rând, ar fi bine să ia legătura cu reprezentanța ai Direcției Agricole, Direcției Sanitar Veterinare, să vadă ce autorizația, ar trebui să obțină pentru să a putea... obțină și după aceea să înceapă să își facă o formă de organizare și acolo trebuie să respecte anumite reguli, vorbind la această platformă de gunoi de graș și așa mai departe. Deci întâi să vadă care sunt pașii pentru a obține acele autorizări, dacă le poate obține, dacă poate să îndeplinească condițiile și ulterior poate să acceseze fonduri europene și din păcate știți că totuși mai avem această pestă porcină, se pare că regulile vor fi din ce în ce mai stricte pentru creșterea porcului în gospodărie, dar e bine că se gândește să facă aceasta ca o afacere, adică să respecte anumite norme, anumite reguli, nu doar știți și dumneavoastră că avem totuși probleme cu ferme care se zic că sunt ale micilor fermieri, cu porci crescuți prin pădure, aproape de casele unde locuiesc oameni, adică exploatații cu 40, 50, 60 de porci, totuși este mult pentru un fermier. Numai exploatații, da? Ale da? Totuși, populației. Adică trebuie să vedem și niște lucruri de genul acesta. Și de aici, vedeți, avem de suferit cei care ne creșteam porc în gospodărie, 2-3 porci pentru noi și poate un bătrânel sau cineva vrea să mai vândă și el un porc, să ia niște bănuți, să-și ia lemne și așa mai departe. Și de aici regulile au venit puțin mai stricte datorită acestor samsar, domnul, și oameni care nu respectă legea și legislația și care își bat joc în primul și în primul rând de cetățenii acelei localități și de mediu. E foarte adevărat. Chiar asta discutam aseară cu domnul ministru Oros, că e păcat să dispară porcul din gospodăriile țăranilor, mai ales că sunt cei mai mulți oameni de bună credință și cresc pentru consum propriu, dar iată că mai sunt și astfel de specimene, astfel de exemple care practic perturbă și dau totul peste cap. Sperăm că vor fi eliminați ușor, ușor. Asta nu mai ține de noi, ține de autorități, pentru că acești samsari au transmis în mod deosebit pesta dintr-o parte în alta prin comerțul ăsta ilicit cu animale. Cu toții cunoaștem fenomenul, important este să-l putem controla și stăpâni. Dar nu vă spun cum am ascultat puțin aseară și domnul ministru, dacă tot am venit de zootenie, cred că am dat încă o veste bună. Nu este neapărat în cont, dar tot de bani vorbim până la urmă. Am înțeles că programul Tomata va continua și pe ciclu 2 și e bine să reamintim și informația a fost dată la dumneavoastră în emisiune de către domnul ministru. Deci cei care mizează pe Tomata ciclu 2 să se apuce de treabă, au răsadul pregătit, au timp să le planteze. Deci acest program se va derula și în partea a doua acestui an. Vom vedea ce va fi de la anul încolo, se va fi o regândire. Dar tomata ciclu 2 continuă. Tomata continuă. Și legumele, am și înțeles că da. Da. Deci vor. Doamne ajută. Bun. Luăm publicitate câteva minute, după ne reîntoarcem la Agricultura la raport.